Guvernul britanic a amânat ultima etapă a relaxării restricțiilor din cauza îngrijorărilor legate de răspândirea tulpinii indiene de coronavirus. Dar, odată cu amânarea, guvernul Boris Johnson a relaxat câteva măsuri. Deciziile vin pe fondul unei noi creșteri a numărului de infectări cu tulpina Delta. Guvernul britanic a amânat ultima etapă a planului de relaxare cu aproape o lună până pe data de 19 iulie. Însă, în paralel cu amânarea relaxării, guvernul Boris Johnson a ridicat totuși parțial câteva restricții. De exemplu, în cazul nunților a fost ridicată limitarea numărului de oameni, astfel că de acum la aceste evenimente vor putea lua parte mai mult de 30 de persoane. În schimb, autoritățile au interzis dansul la nunți pentru a limita contactul fizic dintre invitați. În plus, centrele de nunți vor fi obligate să efectueze așa numite evaluări de risc, în urma cărora să decidă dacă pot primi mai mulți clienți în condiții de siguranță sanitară. Majoritatea restricțiilor rămân însă în vigoare. Cluburile de noapte rămân închise, limitările numărului de oameni din teatre, cinematografe și localuri rămân în vigoare, iar purtarea măștilor este în continuare obligatorie în spațiile închise. Potrivit planului anunțat în luna februarie de guvernul Boris Johnson, în Anglia relaxarea urma să fie făcută în 4 etape. Prima etapă, împărțită în două, a avut loc în luna martie. Ultima era programată pentru 21 iunie, acum reprogramată pentru 19 iulie. Decizia de amânare a așa numitei zile a libertății a fost luată din cauza răspândirii tulpinii Delta, originară din India. De la mijlocul lunii mai, numărul infectărilor zilnice a crescut constant, iar acum se situează din nou între 9.000 și 11.000 de cazuri. În paralel cu creșterea ratei de infectare, a scăzut și cea a vaccinării. Doar 46% dintre britanici sunt complet imunizați împotriva coronavirusului, majoritatea cu serul AstraZeneca. Acesta este însă văzut cu tot mai multă neîncredere de către populație, care preferă serurile Pfizer și Moderna. Acest lucru a dus însă la o scădere dramatică a ritmului vaccinării în regat.